Bună ziua, bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe pagina mea de YouTube, Mama Lucia, Rețete Simple. Și ce vreau să vă spun, că vreau să salut toată lumea în ziua asta frumoasă de duminică și Paștele Catolic. Vreau să spun la toată lumea, cine sărbătorește Paștele Catolic, un Paște fericit la toată lumea, Froiostan la toată lumea. Și numai bine, multă sănătate, multă iubire și tot ce vă doriți, dragilor, din partea mea. Și am revenit și eu astăzi, vă spun sincer că nu am făcut nicio pregăteală. Noi sărbătorim aici Paștele, întotdeauna l-am sărbătorit Paștele Catolic, suntem aici împărțiți jumate catolici, jumate ortodoxi, familia asta noastră. Și sărbătorim amândouă sărbători de Paște. Dar să știți că n-am făcut aseară nicio pregăteală, cum să facem înainte, cozonaci, plăcinte, pentru că, să vă spun sincer, nu prea am putut, că am o problemă cu mâna și nu prea pot să fac atâta treabă. Trebuie poate să mă operez, nici eu nu știu, am niște controle de făcut și nu prea pot să fac atâta treabă. Și de-aia nici n-am apărut așa mult, vă dau așa o informație scurtă. Și vreau să pregătesc astăzi niște ouă. Am să vopsesc niște ouă astăzi și am să frământ o pâine faină, ceva cu unt, ceva fain. Și am să fierb niște șuncă, că la soțul meu îi place șunca fiartă, cu ouă, dar nu este șuncă, este o bucată de ceafă afumată care am să o fierb, simplu. Fiartă, ouă fierte, ceapă, ridichi, brânză. Cam așa ceva. Și am să trec imediat în acțiune și am să mai arăt așa spontan ce pregătesc, pentru că suntem invitați la Emma și Emma vrea să facă ceva. Și am să vă filmez și de acolo câte ceva. Deci cam asta este. Am să trec așa încet în acțiune să pregătesc ce am în gând. Vă pup, dragilor! Și așa cum v-am spus, am ceafa asta. Ea este jumate aproape fiartă. Mi-am pregătit apa aici cu foaie de dafin, cu usturoi, cu piper, cu sare și aici o am să o pun acum să fiarbă, cum vedeți. Cam asta este aici. Și aici am pregătit niște supă să fiarbă așa, cu morcovi, țelină ștangă, pulpe de pui am pus două și fac o supă așa scurtă. Deci, cum vedeți. Și așa cum vedeți, mi-am pregătit patru culori să vopsesc ouăle. Mi-am pus aici prima dată 10 la fier, le fierb 6-7 minute să iasă așa faine mai moi, nici chiar așa tari. Și așa un pic cum fierbe supa mea. Am vrut să vă arăt. Și costița fierbe. Ouăle sunt gata. Și acum le dau la o parte și încep să le vopsesc. Și așa, dragilor, îmi pun așa câte două aici peste tot. Vopsim și noi câteva ouă, nu multe. Normal le pun pe toate aici, vă pun ca pe toate. Și le vopsim așa frumos. Toată lumea știe să vopsească ouă frumoase, cu modele, cu de toate pe ele, nu? Eu le fac simple acum. Deci foarte frumos. Și ouăle. Cine știe să le facă așa frumos, bravo. Supa mea cam fierbe cam repede. Mai amestec și astea verzi.
omeleț, le pun aici pe hârtie, după ce s-au răcit le ung un pic, un pic de ulei, cum face toată lumea. Cum vedeți, poate și un verde. Și vi le arăt când sunt gata toate. Și așa, dragilor, am vrut să vă arăt ușoarele mele. Cred că arată bine. Cam asta este cu ouăle. Cum vedeți, mi-am făcut aluatul de găluște. Două cu puțină sare le-am bătut bine și 10 linguri de gris pentru găluște. Eu folosesc gris din asta pentru supă. Deci, și acum le pun în supă imediat. Scurt. Și așa scurt vreau să vă arăt ce frumos începe să se facă gălușchițele mele. Vedeți? Îi arunc niște pătrunjel imediat și supița asta am făcut-o gata. Și cum vedeți, supa mea este gata cu gălușchițe de gris. Și aici, dragilor, vreau să vă arăt că am făcut aseară un aluat pentru cozonac și l-am pus la frigider. Frământare din asta rece. Și acum vreau să-l umplu. Să vedem cum iasă, că și eu fac acum pentru prima dată, vă spun sincer. Și am vrut să probez. Și am pus un kilogram de făină, vă spun așa în mare, 6 ouă, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de lapte, o drojdie, vanilie, 300 de grame de unt, sare, coajă de lămâie rasă, un pic de portocală. Cam asta este totul. Și acum vreau să-l fac, să văd cum îmi iasă. Cu umplutură de mac, bineînțeles, și cu umplutură de nucă cu cacao, ciocolată. Și așa cum vedeți, l-am împărțit în 4 părți. Vreau să fac 4. 2 pentru mine și 2 pentru Emma. 2 cu mac și 2 cu nucă. Dar văd că aluatul e foarte bun, foarte fain arată, foarte moale așa. Deci, trebuie să vedeți ce fain arată. Sper să-mi iasă niște cozonaci frumoși. Este un pic mai mare. Zo. 2 îi pun în frigider până fac 2. Revin imediat, vreau să întind un pic fiecare. Și așa, dragilor, fac acum prima dată cu crema asta de ciocolată. Întind așa peste tot. Am pus aici un baton mare de ciocolată de 200 de grame. Am pus 200 de grame de unt, zahăr o lingură, două, cum vreți de dulce, cacao o lingură mare și am pus pe baia de aburi ca să trebuie pentru două să îl împart, că am făcut dublă porție, da? Deci, l-am uns bine să fie peste tot. Știți cum e, să nu rămână așa gol colțurile. Eu n-am nucă acum faină, eu am asta de aici măcinată. Îi arunc niște nucă așa deasupra. Dacă aveți nucă faină, tăiați din asta nucă grob așa, adică mai mare.
Eu pun asta ce o am acum, că asta este. Dar i-arunc niște mandel din astea așa mai întregi, ca să aibă un pic ceva în ea, adică în el, nu? Așa cum vedeți, îl rulez și revin să-l tăiem împreună. Deci l-am rulat și îl tai pe mijloc, că vreau să îl întorc așa împletit în două. Și știți, cu umplutura pe afară. Eu am să le pun în tavă toți patru. Dacă aveți formele, puneți-le în formă pentru cozonac. Eu le pun în tavă toți patru și o să iasă, cred că o să iasă fain. Deci tava mea aici pe masă, mă aduc aici. Și dacă aveți formă, le puneți direct în formă, cum v-am spus. Și facem tot la fel. Și aici, cum vedeți, am mac. Ăsta îl fac cu mac. Deci eu cumpăr macul gata preparat, știți? Îl împart așa la jumate să fie peste tot aceeași compoziție. Eu cumpăr macul ăsta, cum vedeți, gata preparat. Cine mai vrea poate să pună în stafide. Că și eu o pun în al doilea pentru mine stafide. Și întind așa frumos peste tot, cât pot de frumos, ca să fie peste tot, și îl rulez și îl tai la fel. Și vreau să vă arăt cum arată aici așa pus în tavă. Acum am să-i pun imediat la cuptor. Sper să iasă fain. Și aici, cum vedeți, mi-am pregătit siropul, două cânde de zahăr, două cânde de apă, o lămâie și o portocală, zaftul de la o lămâie și de la o portocală am pus aici, ca să fie așa fain aromat. Am niște semințe și trebuie să le scot afară. Și las acum să fiarbă siropul, să răcește și eu și numai bine când scot cozonac și pot să-i un cu sirop. Și vreau să vă arăt așa un pic cozonac, încă nu-s gata, nu mi-am scos, să-i întorc un pic. Vedeți ce bine arată? Și așa, dragilor, trec la pâine. Cum am spus că vreau să fac o pâine faină, am pregătit aici 700 de grame de făină. Deci pun aici totul cu dumneavoastră împreună. Îi fac aici o gaură așa faină, la care îi pun un ou o drojdie din asta de 40 de grame, la care îi pun o lingură de margarină, eu nu mai am unt acum, dar am rama, puneți ce aveți și eu acum i-am pus asta ce am. Deci, dacă aveți unt, puneți unt, dacă nu, puneți margarină, cum îi pun și eu. Nu vrea să coboare, asta este. Punem, cine vine? O lingură de zahăr, Max? Mein Gott, Maxi! Și pun o lingură de oțet. Cum vedeți? Și acum amestec un pic de apă. După ce am amestecat aici un pic cu apă, îi pun sarea. Mm.
Halo, vezi, da. Bună ziua. Tu ești? Eu am venit. Azi, nu? Ai zahăr venit? Pudră. Da. Că lui se trebuită... Spune și tu, halo. Sam, halo. Oh my God. I-am făcut prăjitură de lămâie. Ai făcut citrone cu hren? I-am văzut de cap. Ah. Și n-avem zahăr pudră să facem gust. Azo, și ați venit după Bună, zahăr. Dragilor. Vă pup. Ce faci aici? Pita aia faină. Uite ce cozonaci am făcut, Ema. Hai să văd. Uite-te în după. Uf. Și am făcut un tiramisu mic. Ia. N-ai făcut niciun video? Nu. Aaaa. Cu copiii ăștia. Cu copiii ei nu poate să filmeze ea nimica. Poți să pur de la tine trei la lele. Ia, pură-le pe alea din paharul mic toate. E ok. Că vreau să-mi pun pe masă. N-am chef să mă duc pe câmp să mă duc. Ok, revin, dragilor, să-i dau zahărul pudră la fată. Ne vedem la Ema, zovizo. Și cum vedeți, îi pun o lingură de sare peste ce am lăsat aici, așa un pic mai iau asta cu de toate ce ați văzut că am pus aici. Și acum mai pun restul de apă. Ia așa ții. N-ai, n-ai angstă, tu dia nix. Ia, e frică de Maxi, dar Maxi nu-l mușcă. Maxi numai hârie, că așa îi place lui. Come here, my little baby. Vino aici, iubire. Ce face băiatul meu? Chris Maria di Leute, tu bist so schön. Sag mal. Hallo. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Ce fac? Faceți. Așa încet, să străduiește și el să învețe. Și acum amestec bine aluatul aici, cum vedeți. Am să-l frământ bine și las la crescut. Deci 500 de grame de apă vă trebuie la toată compoziția asta pentru aluat. Deci mai vă spun încă o dată că am avut aici întreruperi. 700 de grame de făină, un ou, o drojdie, o lingură de zahăr, o lingură de unt sau de margarină și o lingură de oțet. Și 500 de grame de apă. Deci, cam asta este. Și acum, vedeți, e o țâră moale. Cred că mai trebuie puțină făină. Am să-l frământ bine și vă arăt compoziția când este frământat. Și așa, dragilor, am frământat aici cât am putut. Că v-am spus că am probleme cu mâna și... Nu prea mai pot eu așa de bine să frământ, dar încet. Și acum aluatul ăsta, care vedeți, ce fainii, vedeți? Moale, fain. Mi-l împart imediat. Prima dată așa pe mijloc să fie două părți egale. Chiar perfect egal acum, nu-i văd, una e mai mare, un pic. Din care mai îmi fac încă două bucăți. Deci patru bucăți ne facem. Și acum le frământ puțin. Facem frumos. Așa. Și le pun pe o farfurie imediat și le las să crească jumătate de oră. Cum vedeți aici, o farfurie, pun puțină făină. Un pic de făină deasupra. Și le acopăr cu o pungă, cu frișfolie și le las să crească jumătate de oră. Și vreau să vă arăt cozonacii mei sunt gata. I-am lăsat un pic să răcească, aduc sirop acum.
și pun deasupra. Sper că reușiți frumoși. Dacă aveți formele, iasă și mai fain. Acum la mine a reușit mai... nici chiar așa perfect formă de cozonac. Dar merge. Și așa, dragilor, siropul meu s-a răcit. Și acum îi ung bine cu sirop. Siropul foarte bun cu lămâie și cu portocală. Multă lume îl face simplu, știu. Dar eu i-am pus un pic de arome. Deci, plăcerea dumneavoastră, gustul dumneavoastră, cum vă place, dragilor. Și așa cum vedeți, am uns, îi las la răcit și aluatul meu imediat crește și trec să fac pâinea. Și cum vedeți, am separat doi pentru Emma, doi pentru mine. Îl trimite acum să le ducă calzi, că ea le vrea calzi. Și așa, dragilor, vreau să vă arăt cum am pregătit tava pentru pâine. Am uns-o un pic să stea fest și am ridicat așa un pic la mijloc să separez aici două părți. Ca să pot să pun pâinea separată, să iasă două bucăți așa, să nu se lipească chiar așa tare. Vedeți? Asta am vrut să vă arăt cu tava. Așa, dragi, vreau să vă arăt cât au crescut de frumos. Îmi iau una afară acum. Când ați văzut că am frământat, era puțin moale, am vrut să vă spun. Mai puneți așa făină după simțul dumneavoastră să nu se lipească așa tare ca să puteți să lucrați. Dar nu prea multe, că după aia se tare. Deci, după simțul dumneavoastră așa, la mână. Să zic că intră 700, am pus, hai să zic că intră 900 de grame de făină, să fiți așa mai siguri. Și acum întind aici așa frumos. Mai întind un pic și revin ca să nu țin atâta video. După cum vedeți, am întins. Și acum am iau, dacă aveți unt, dacă nu, margarină, tot așa. Și o ungem așa, vedeți, peste tot. Ca să aibă fain unt pe ea. Deci, o să iasă ceva fain. Vedeți? Am uns-o bine. Sper să vedeți bine aici ce fac. Nu știu care e direcția mea aici, dar nu mă văd acum mai bine. Și acum am să o mut aici pe partea asta la altă, că trebuie să o ung și pe cealaltă, ca să pot să le pun una peste alta. Și cum vedeți, am pus foaia cealaltă pe hârtie, că n-am masă mare. Dacă aveți masă mare, e mai bine că puteți să puneți. Și am pus a doua foaie deasupra acum, cum vedeți. Și acum o ung. Asta e a doua, pusă deasupra peste cealaltă unsă cu unt, da? Dar trebuie să aveți masă mare să puteți să o trageți într-o parte, ca să puteți să le aveți așa la îndemână, nu ca mine să vă chinuiți una peste cealaltă, să le puneți pe folie, cum am făcut eu acum. Trebuie să le luați pe mâini. Asta este, n-am bucătărie mare aici, așa cum îmi place mie, dar ne descurcăm și așa, ce să facem. Nu toată lumea are bucătării mari și de toate. Știți cum este, fiecare cum poate. Da. Așa, cum vedeți, am uns bine peste tot.
intra hârtia de sub iasma. Ah, nu se trage, dar e gata. Și acum mi-o rulez. Am rulat-o, cum vedeți. Și o pun în tavă. Sac. Și acum procedez cu celelalte la fel. Am să o întind direct pe hârtie, să nu mai mă chinui, să iau direct hârtia. Deci facem aceeași treabă. O întind, o ung, o pun și pe cealaltă deasupra, o ung și o rulez. Și acum, cum vedeți, le-am pus în tavă. Și acum am să le tai așa. Vă trebuie un cuțit foarte ascuțit, da? Tot așa felii, până jos, așa. Nu chiar să le despărțiți până jos. Așa. Putem să le tragem. Deci, ca să trag una în afară, una înăuntru, ca, cum să vă spun, trebuie să le tăiați bine așa, ca să puteți să le trageți. De două ori trec și eu acum. Și atunci faceți așa, unul înăuntru, unul links, unul rex, adică unul stânga, unul dreapta trageți de ele. Ca un zigzag așa, ca să... O să iasă fain. Nu stăiate nici amele perfect acum, dar cât se poate. Deci, așa. Facem și cu cealaltă la fel și le las la crescut. Jumătate de oră. Și acum, dragii, vreau să tai aici cozonacul ăsta să vă arăt și dumneavoastră cum arată. Nici eu nu l-am văzut cum arată. Și acum îl tai aici cu dumneavoastră să vedem cum arată cozonacul meu. Arată bine. După cum vedem, foarte moale, foarte fain. Asta am vrut să vedem, să tăiem așa o felie, încă e cald, ca să vedem cum este. Așa arată. Nu e chiar așa de înalt crescut, că nu l-am pus în formă. L-am făcut mai mult așa la tavă, ca o plăcintă. Deci asta am vrut să vă arăt acum. Încă e cald, îl lăsăm să se răcească. Dar cred că e bun, da? Să probez și eu un pic. Probez și eu un pic, să vedem dacă e bun. Să știți că e foarte bun. N-am ce să spun. Ăsta e ăla cu ciocolată, l-am nimerit. Asta am vrut să vă arăt, dragilor. Deci vreau să vă arăt. Dacă n-aveți un cuțit bun, nu puteți să o trageți așa fain, să iasă zigzag, că nici a mea nu a ieșit așa perfect. Una am lăsat-o așa și una am tras cât am putut. Dacă aveți cuțit bun, faceți. Dacă nu, crestați-o numai așa. Deci, ce să vă spun? Eu vă spun așa cum este. Și acum o ung imediat și o pun la cuptor. Și așa cum v-am spus, dacă aveți cuțit bun, puteți să faceți. Dacă nu, tăiați-o numai așa felii, cum vreți dumneavoastră. Și o ungeți bine cu un pic de ou și lapte amestecat. O crescut fain. Lăsați-o să crească așa fain.
puneți deasupra semințe de care aveți. Semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, mac, susan. Eu am acum mac și susan pun pe ea. Ce aveți aia puneți. Sau dacă n-aveți nimic, lăsați-o și fără nimic. Nu contează. Și mac. Un pic de mac. Să vedeți ce pâine frumoasă iasă și bună. Cam asta este, cum o vedeți că arată. O pun la cuptor pentru o oră aproximativ și între timp fac curat. Și vă arăt când e pâinea gata, dragilor. O punem la cuptor pentru 10 minute la 200 de grade și după 10 minute dăm focul la 180 și o lăsăm atunci până se coace. Asta am vrut să vă spun cu cuptorul. Și așa, dragilor, vreau să vă arăt pâinea mea. Este gata. Sper să vă placă. Este foarte fierbinte, acum am scos-o. Vă mai arăt o dată așa, ca să o vedeți ce bine arată. Și am să o probez la Emma, am să vă arăt. Acum imediat mă duc la ea. Și așa, dragilor, aceasta este pâinea mea. Am pus-o aici pe unghita ca să poată să răcească de dedesubt. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă doresc în continuare o zi de duminică plăcută, un Paște fericit la toată lumea care sărbătorește Paștele Catolic și un Hristos înviat la toată lumea. Vă pup cu mult drag, dragilor, pupici, pupici din partea mea și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia Rețete Simple și te vă rog un like. Multă sănătate!